Ce de civilizație din partea doamnelor și domnișoarelor. Bună centrare aici, Crista Cristinel, faul la portar, sigur că da. N-a fost intenționat atacului. Bună centrarea, din ce în ce mai bune centrările lui Florea, din mișcare, din alergare. Am mai precizat acest lucru. Uite și o reluare din spatele porții. De pe fază. Dacă a făcut erori, au fost cele normale de joc. Cristian Cristinel scapă, e șansă din nou de gol pentru Zagob. Da! Golul 11 în acest sezon pentru Cristian Cristinel. 1-1. Dacă vă vine să credeți. Și a fost taxată de golgeterul. 23 de ani, spuneam, a reușit două duble și un hat-trick. Plus alte goluri așa marcate la câte un meci. Surpris avansat l-am văzut pe Ioniță. Și n-a ajuns la timp să-l blocheze pe Cristian Cristinel. Interesantă această încercare a lui Cristea, rămăsese spectator Cernea. Flanc drept, până la urmă îi strecoară balonul lui Bereșoaie, centrarea lui Bereșoaie și este penalti aici. Este penalti, faultul lui Dobre asupra lui Cristea. Iată preluarea și, într-adevăr, faultul cât se poate de clar. Direcția greșită. Centrare acum, un șut mai degrabă, mingea cade pe plasă. Cernea efectiv disperat. Iată ce traiectorie curioasă a căpătat această minge. Bate cu Doru Bratu, Zeciu, o minge care ajunge și este 3-3, gol Fece Snagov, este 3-3. Iată o pasă pe care Ibecve nu a ajuns-o, Cristian s-a urmărit foarte bine și îl învinge pe Cernea. Nu e pentru cine se potrivește, ci pentru cine se nimerește, așa și cu această pasă. Farul